Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Academia de Sănătate. Astăzi vom discuta despre expertizele psihiatrice cu doi dintre cei mai cunoscuți experți din România, și anume domnul profesor dr. Dan Prelipceanu și domnul profesor dr. Octavian Buda, autorii înșiși a numeroase expertize psihiatrice de-a lungul timpului. În plus, profesorul Octavian Buda, care este și profesor de istoria medicinei, a editat de curând o lucrare foarte interesantă intitulată Județul Nebuniei, apărută la editura Academiei Române, în care vorbește despre expertizele psihiatrice în trecutul românesc, și anume între anii 1646 și 1940. Sigur, o să ne vorbească dânsul mai pe larg despre aceste repere, de ce a ales aceste repere. Probabil că anul 1646 este anul în care a apărut prima reglementare, să spun așa, de la nivelul conducătorului statului din acea vreme, pravila lui Vasile Lupu, care se referă și care dă și titlul lucrării de altfel, anul 1940, pentru că atunci se încheie poate una dintre cele mai bune perioade din istoria României. Afecțiunile psihice, după cum se știe, nu sunt deloc rare, nu au fost nici de-a lungul istoriei, ba chiar la un moment dat unul din marii noștri specialiști, și anume profesorul Minaminovici, spunea că la București sunt mai frecvente decât în orice altă capitală a Europei. De-a lungul timpului, sigur că latura tratamentul acestor afecțiuni a fost în atenția corpului medical, a societății în ansamblu. Remarcabil faptul că încă din prefață, care aparține academicianului Victor Voicu, a fost remarcată latura spirituală a acestor afecțiuni, de care s-a ținut cont întotdeauna, și aici rolul pe care l-a avut biserica în îngrijirea acestor bolnavi, faptul că terapia se adresează cumva și sufletului acestor oameni cumva vitregiți de soartă. Domnule profesor Octavian Buda, v-aș ruga să începeți dumneavoastră prin a prezenta ideile principale din carte. Evident că vom ajunge de la parcursul istoric pe care l-ați făcut în această lucrare la prezent și la importanța expertizelor psihiatrice astăzi. Mulțumesc mult pentru invitație și pentru a prezenta o lucrare pe care eu o văd chiar la o scară un pic mai mare, o imagine a felului în care societatea românească, aflată în plină modernizare, practic începând cu a doua jumătate a secolului XIX, s-a raportat la dezvoltarea în plan clinic a unei discipline cu totul aparte, care este psihiatria. Da, într-adevăr, 1646 este pus din motivul pe care l-ați invocat, și anume reglementări medicale ce sunt destul de sincrone cu perioada respectivă. Deci 1646 este pravila lui Vasile Lupu, iar în 1657 avem pravila lui Matei Basarab. Ambele pravile se inspiră dintr-o jurisprudență de sorginte italiană, în care sigur că sunt și elemente care țin de regulativele țărilor române din epoca respectivă, bizantine în mare măsură. Dar acolo deja se discută despre aspecte care pot fi subsumate psihiatriei, mai ales cele de ordin legal, a psihiatriei judiciare, pentru că se comentează un aspect care astăzi, sigur, este la ordinea zilei în activitatea aceasta medico-legală psihiatrică: prezența sau absența discernământului, a răspunderii vis-a-vis de anumite fapte, dar și aspecte care țin, dacă vreți, de vârsta a treia, de discernământul celor care întocmesc acte cu consecințe patrimoniale și felul în care aceste lucruri care țin de dreptul civil, dreptul familiei, sigur, aceasta este o accepțiune modernă, dar ele sunt deja discutate și reglementate încă din epoca respectivă. Și am ținut ca în această antologie de studii, de fapt, să prind faptul că deja încă din secolul XVII există o coerență în a înțelege ceea ce ulterior s-a creat în psihiatria modernă. Bun, cartea are două secțiuni, o secțiune în care avem
personalități din istoria medicinii românești care teoretizează aspectele care astăzi formează psihiatria judiciară și interesant este că le teoretizează în raport cu curentul vremii. Adică felul în care de la o disciplină mare, largă, cum era medicina internă, în care se dezvoltă sigur semiologia și se dezvoltă aspecte care țin de practica medicală curentă, ei bine, începe să se structureze, mai ales în Franța, în mijlocului de secol XIX, o medicină numită medicină alienistă, care va deveni psihiatria modernă și în care se structurează în plan conceptual tot avatarul acesta al bolilor de ordin psihic cu consecințe în plan social. Și sigur că în acest context avem câteva personalități, îl avem pe Alexandru Suțu, care își dă un doctorat legat de medicina internă la Paris, dar care undeva în jurul lui 1866 deja ia, cum să spun eu, destinele așezământului Mărcuța la București, în administrație, după ce ospiciul respectiv, pentru că era un ospiciu, a avusese deja două personalități interesante, Petre Protic și Nicolae Gănescu. E bine, Suțu este practic cel care în 1877 publică o carte, Alienatul în fața medicinei și societății, care este un tratat, hai să-i spunem, de psihiatrie, poate nu în accepțiunea cea mai largă a termenului, dar în orice caz cu aspecte concrete de ordin psihiatric judiciar, cu aspecte legate de reglementarea bolnavilor de ordin psihic. Sigur că ajungem la nume mari consacrate ale istoriei psihiatriei românești, Alexandru Obregia, care este legat de actualul spital Obregia, pe care l-a înființat, l-a instituționalizat în 1923, continuă practic opera predecesorilor și interesant este că în acest context avem nume care se vor preocupa de această zonă de interdisciplinaritate, adică este psihiatrie, dar este și medicină legală sub aspectul acestor lucruri care au conexiune cu justiția. Și atunci numele mare pe care l-ați invocat, Nina Minovici, fratele acestuia Nicolae Minovici, au publicat lucrări fundamentale în domeniul psihiatriei judiciare. Deja intrăm în perioada interbelică, o perioadă în care lucrările respective sunt conexate direct la dezvoltarea psihiatriei și a nozologiei moderne din epoca respectivă. Și închei practic această epocă cu 1940, în care avem studiile unui endocrinolog care a avut preocupări sistematice și de psihiatrie judiciară. Este vorba de Constantin Parfon și colaboratorii săi și cred eu că această carte lasă deschisă și posibilitatea ca perioada de după 1945 și până în 1989 să aducă noi texte interesante vis-a-vis de felul în care psihiatria de la noi este reglementată în plan juridic și sigur este legată de normele de conviețuire socială și chiar, aș putea spune, valorile societății. V-aș permite să-l întreb pe domnul profesor Prelipceanu în continuare, ce putem extrage din acest parcurs istoric raportat la expertiza psihiatrică așa cum o cunoaștem astăzi și cum o efectuați dumneavoastră astăzi? Păi, sunt niște lucruri, aș zice, aproape extraordinare. Nu vreau să cad în păcatul protocronismului, să afirm că românii și sunt înaintea tuturor, dar ideile pe care le-a expus deja profesorul Puda aici sunt idei, cum să zic eu, în conținut sunt idei luministe, apărute poate chiar înaintea sau la simultan cu perioada respectivă din istoria culturii și mă refer la, ca să restrâng strict la ceea ce vorbim noi, la un fapt foarte obiectiv. Fondatorul psihiatriei americane este Benjamin Rush, care era un personaj, în primul rând că este unul dintre părinții fondatori ai Americii, ceea ce este un lucru extraordinar,
Era un om cu o viziune și preocupări extrem de largi, dincolo de medicină. Practica și o medicină somatică, ca să zic așa, se preocupa de diverse inovații terapeutice, dar chiar spre sfârșitul vieții lui, cred că pe la 1800 și ceva, 10, cred că cam așa ceva, scrie o carte în care își expune și ideile legate de abordarea terapeutică a bolilor psihice și vorbește ca atare le separe cumva din amalgamul tulburărilor care erau confuze atunci, fundamentate științific și ideologic, ne făcându-se o distinție clară între, cum să spun eu, Constituția, să zic așa, filozofica tulburărilor sau, mă rog, etiologia, etiopatogenia, zic că poate erau termeni, sunt termeni puțin pretențioși pentru nivelul de cunoaștere de atunci, dar se zisează că avem de-a face cu un corp de tulburări de comportament care trebuie tratate ca atare. Și începe să practice și să introducă și, chiar în practica medicală, cât o fi făcut el atunci, practică dedicată efectiv tulburărilor psihice, o abordare de natură spirituală, aș zice chiar comportamentală și chiar socială. În vreme, în epocă, se vorbea de tratamentul moral, de era un fel de, cum să spun eu, presimțirea factorului psihosociologic din etiologia acestor tulburări, care erau până atunci dominate de idei legate de mesmerizante concepții din acestea medievale și chiar este categorisit de cei care au făcut o reevaluare din perspectivă istorică a activității lui ca un fel de pionier și întemeietor al terapiei ocupaționale, care se practică și astăzi și care valorifică influența factorului social și interrelațional asupra tratamentului bolilor psihice, fie, ca zic așa, în perioada lor de post-critică, după ce tratamentul medicamentos existent astăzi, psihofarmacologic, își pune cuvântul. Ceea ce vreau să spun este că această combinație între abordarea tulburărilor psihice și medicina legală este la noi cumva destul de precoce, chiar exprimată foarte clar din concepțiile astea legate de abordarea terapiilor, care erau până la urmă din cadrul spital bolnicilor mănăstiriești, erau de fapt niște terapii ocupaționale, sociale, avant la lettre, nu neexistând terapii psihofarmacologice, evident. Deci există o idee principală, asta este, există o la geneza psihiatriei se află acest nucleu de interferență ideologică, teoretică, între ceea ce mai târziu va deveni medicina legală și psihiatria clinică, care, la începutul și pe la mijlocul secolului XIX, își vor separa în mod evident drumurile. Alexandru Șuțu, de care vorbea domnul profesor și care este considerat de noi de psihiatrie, în lumea psihiatrică este considerat fondatorul psihiatriei științifice românești, începe tot cu o astfel de carte, nu? Care este o carte clinico-legală, ca să zic așa, și în care deja își exprimă cumva și separă aceste două domenii prin, cum se chema cartea lui? Alienatul în fața în fața și a, da, și a societății. Deci vreau să spun că există un fel de sincronism în care aș zice că cei care, gânditorii din domeniu, și Șuțu e primul de care putem vorbi, se zizează această interdependență teoretică cu consecințe mai târziu, până
când apare expertiza ca atare și care nu este decât o aplicare a cunoștințelor clinice, este de fapt o criminologie clinică, dacă vreți, psihiatria judiciară. Deci nu poate să devină ca atare un câmp de cunoștință decât după ce avem deja o teorie clinică bine fundamentată, care începe pe la mijlocul secolului XIX în Franța cu Esquirol, Faure, Bergère și ceilalți, în Germania, autorii clasici și Anglia. Deci, în această ordine istorică, vreau să spun că noi, românii, avem niște antecedente care ne fac cinste, pentru că aceste coduri de care vorbea domnul profesor sunt din secolul 16-17. Da. Deci, cumva, toate mișcările astea de revoluționare și de... mai e o idee care trebuie subliniată. De ce este legată medicina legală atât de mult de psihiatrie, încât s-a ajuns chiar la o psihiatrie medico-legală, psihiatria judiciară în termenii mai vechi? Pentru că prima abordare sau primul răspuns al societății în fața tulburării psihice, care este? Cel de apărare. Nebunul, între ghilimele, este văzut ca un demon sau o întruchipare. Este stăpânit de satană. Unor mai este și ars pe rug. În orice caz, e bine să îl izolăm și să-l ținem departe de societate. De asta, în toată lumea, azilele psihiatrice sunt la marginea orașelor, nu? Spitalul de boli psihice și nervoase, actualul spitalul Obrecia, era dincolo de București când s-a înființat. Acum l-a înghițit București, când s-a extins. E valabil pentru toate spitalele, aș zice, din toată lumea psihiatrice. Deci prima reacție a fost de punitivă, de izolare și de pedepsire. Deci de, nici de cum o atitudine medicală. Lucrurile s-au schimbat, aș zice, odată cu Revoluția franceză și Philippe Pinel, care în Europa a început să, nu, să l-a dezlegat lanțurile bolnavilor psihici, că și așa erau ei ținuți la salpetrie și în alte zile în lanțuri uneori, când erau în stare de agitație psihomotorie, lucru care s-a întins apoi, odată cu Revoluția americană împotriva Imperiului Britanic, care a și coincis din punct de vedere istoric, și apoi în Europa, în deceniile următoare. Deci, medicina legală era cumva predestinată să aibă un destin comun cu psihiatria sau invers. Lucru care, evident, că a avut, cum spuneați, o dezvoltare foarte puternică în deceniile și secolele acestor momente pe care am încercat noi să le evocăm aici, fie că erau în Europa, în România sau chiar dincolo de ocean. Da, acum revenind cumva la parcursul istoric pe care îl descrie profesorul Octavian Buda în carte, bolnavul psihic evident că are nevoie sau atitudinea comunității față de el, după părerea mea, este extrem de importantă pentru evoluția bolii. Și cu atât mai mult ostracizarea, anatemizarea de către societate poate să chiar să agraveze boala în condițiile în care el ar avea nevoie exact de ocrotire, de protecție, de înțelegere a bolii respective. Și aici aș vrea să rog pe profesorul Octavian Buda, sigur, să interesează foarte mult atitudinea societății în general și a locurilor în care erau acești bolnavi, cu acea mențiune că fiind pe lângă mănăstiri, câteodată mila creștină pe care ei probabil că simțeau că se revarsă asupra lor îi mai consola puțin vis-a-vis de ostracizarea pe care o puteau suferi din partea societății în ansamblu. Cum au evoluat lucrurile din acest punct de vedere al atitudinii comunității față de bolnavul psihic? Da. În spațiul occidental, prima accepțiune a termenului de spital, hospital, cum se numește în spațiu francez, și există o structură creată undeva în jurul, în timpul epocii lui Ludovic al XIV-lea, hospital general, este mai degrabă un spațiu de contenție,
dacă mă pot exprima așa, în sensul în care marginalii societății, oameni cu afecțiuni considerate incurabile în vremea respectivă, sigur și cu hazard epidemic, umpleau o zonă din aceasta foarte restricționată în care se aflau și acești bolnavi de ordin psihic. După aceea, aspectul acesta al delimitării destul de brutale care a existat în Evul Mediu a condiției acestor bolnavi, care într-o primă fază erau abordați mai demonologic, să zic așa, a făcut ca în aceste zone, în aceste arii, repet, termenul de spital să fie mai degrabă într-o primă fază, într-un loc în care lucrurile să cam strâng așa, lucrurile care nu convin societății sunt puse oarecum separat de restul, să zicem, normal, dacă pot exprima așa, al societății. Spațiul românesc, sigur, s-a aflat sub influență bizantină, conceptuală bizantină, și aș putea spune că încă de când s-au creat aceste instituții spitalicești, vasiliadele din Capadocia, de pe vremea lui Vasile cel Mare, ele au o caracteristică instituțională interesantă. Și anume, există sigur un spațiu de tratament, nosocomion, dar există și un spațiu de convalescență. Adică se înțelege faptul că un tratament medical are nevoie și de, cum să spun eu, urmărirea în timp, măcar imediat după intervenția respectivă sau tratamentul medical, a stării pacientului. Și această zonă de convalescență, să zic așa, se dezvoltă și în bolnițele Mănăstirești, în care inclusiv bolnavi de natură din aceasta psihică, cum să spun eu, sunt instituționalizați, hai să spun, într-un mod ceva mai blând. Iar această afirmație nu este așa un fel de speculație istoric-medicală, ci se găsește în documentele vremii, pentru că una din practicile, din păcate, răspândite în epoca respectivă sunt, deci vorbim de secolele 17-18, sunt practici de tip exorcism, să spunem așa, dar un cardinal catolic de sorginte croată, un anume Bandinus, vizitează așezămintele Mănăstirești din țările române și spune că modul acesta blând și calm al preoților bizantini de a intra în interacție cu bolnavii, astăzi îi numim bolnavi psihici, a provocat admirația iezuiților. Deci este, să zicem așa, o dovadă a unui anumit mod mai blând și mai, să zicem, chiar mai organizat într-o primă fază decât spațiile acestea de contecție foarte sever reglementate din lumea occidentală. Acum lucrurile evoluează în sensul în care, încetul cu încetul, din aceste așezăminte mănăstirești, încep să se dezvolte nucleele spitalelor psihiatrice moderne la noi. Deci, în țările române avem ospiciul Madonna Dudu de la Craiova, care este instituție mănăstirească la origine. Avem la București mănăstirea Mărcuța și a mai rămas ceva din mănăstirea respectivă. Este vorba de o clădire care se află vis-a-vis de Spitalul Pantelimon de astăzi. Ei bine, în 1838 se întâmplă un lucru foarte interesant, în sensul în care mănăstirea acceptă ca o parte din clădirea aferentă mănăstirii să intre, să nu mai fie sub controlul direct al autorităților bisericești, ci să fie organizată de Ministerul de Treburilor de Dinăuntru, cum se numea pe vremea aceea, deci Ministerul de Interne, astfel încât abordarea acestor pacienți, care este o abordare mai specială, să se facă prin, cum să spune, interrelația dintre autoritățile bisericești pe de o parte și autoritățile laice pe de cealaltă parte, lucrul organizându-se în sens modern. E, din momentul acela, acea porțiune din mănăstire devine ospiciul Mărcuța de mai târziu, care, repet, are un regim instituționalizat care îi ține de activitatea medicală propriu-zisă. Acest lucru se face printr-o hotărâre de tip juridic,
legislativ a principelui care conducea țara românească în vremea respectivă, Alexandru Chica. Și dacă vreți, e o coincidență foarte interesantă, pentru că această instituționalizare modernă corespunde anului 1838, care este legat în Franța de o legislație nouă care prinde organizarea și reglementarea ospiciilor și a tratamentului bolnavilor din punct de vedere psihic. Deci iată că avem o evoluție care pornește de la o structură bisericească obișnuită, bolnițele, care reglementează, aș putea spune cu destul de mare precădere către înțelegerea condiției bolnavului, și avem un exemplu care mi s-a părut foarte interesant. Există o relatare legată de unul din primii directori ai acestui ospiciu, deci suntem undeva până 1850 și ceva, Nicolae Gănescu, un medic cu pregătire rusească, a făcut la Harkov medicina, dar este un personaj iluminat, se gândește că modul acesta de a lega pacienții psihici cu, cum să spun eu, cu purele care se imobilizeze și să-i facă să sufere, este foarte dăunător. Și atunci el scrie undeva că dacă e bine să se conceapă o metodă de contecție mai blândă și inventează niște, cum să le spun, niște pânze sau niște structuri în astea din lână, tocmai ca pacientul să nu-și facă rău, simultan cu aceste metode de ergoterapie care, iată, sunt prezente atât în spitalul acesta modern de 1850-1860, dar și, sigur, în mănăstire, pentru că acel dicton, care sigur că vine din spațiul occidental, al Sfântului Benedict, ora et labora, nu? Muncește și roagă-te, este cât se poate de viabil și prezent în conștiința celor care trăiesc în astfel de așezăminte în țările române. Da, m-aș adresa din nou domnului profesor Prelipceanu. Deci, cartea profesorului Octavian Buda se oprește la anul 1940. De atunci și până acum s-au întâmplat multe lucruri. La modul general putem spune că am parcurs două rânduiri. Dumneavoastră le-ați trăit pe amândouă în direct. În același timp, sigur, și psihiatria a evoluat. Ce măsură evoluția acestor lucruri vă permite anumite concluzii? Găsiți diferențe, găsiți asemănări, găsiți elemente care să ne conducă astăzi la o mai bună înțelegere și mai profundă înțelegere a bolilor psihice? Mă gândeam nu de mult că primul meu contact și cu IML-ul, mă rog, nu ca student, ci ca profesionist și cu expertiza psihiatrică, începe în 1981, 82 poate, 82, hai să zicem mai. Deci sunt vreo 40 de ani, dacă nu mă înșel, timp în care și-am început cu niște iluștri legiști de pe vremea aia, doctorii, și îmi place să-mi amintesc de ei, că de la ei am învățat partea asta și procedurală și clinică și așa mai departe, doctorul Vasile Voinea, profesorul Dragu Mirescu, care era un mare teoretician al expertizei psihiatrice, și ceilalți medici care nu mai sunt legiști, care au pe vremea aceea. În fine, deci am văzut multe. Am început activitatea la nivelul comisiei de nouă expertiză psihiatrică legale. Expertiza în România este structurată în trei niveluri. Și prima este la bază, în județe, nu? Prima expertiză, sau și în București, expertiza nouă, comisia de nouă expertiză medico-legală, unde ajung o parte din primele expertize, și comisia superioară, ultimul nivel, unde ajung cele mai controversate și dificile cazuri. La comisia de nouă expertiză, experiența este absolut extraordinară și pentru psihiatru care are șansa, am avut o șansă, să, doctorul Hanganu, care era atunci lucra la IML, eu abia venit să mă catredă, m-a invitat și n-am zăbovit să-l însoțesc, și de atunci am făcut, cred că vreo 15 ani de nouă expertiză.
sau chiar mai mult, până în 91, când am participat împreună cu el și doctorii Rafa și Florin Stănescu la celebrele două expertize ale lotului CPX și lotului Timișoara. Dar asta este o altă discuție. Deci, cum spuneam și înainte, s-a dezvoltat expertiza ca o consecință medico-legală, ca o consecință a complexificării și obiectivării criteriilor de diagnostic psihiatric. Aici intrăm într-o altă lungă și foarte pasionată discuție despre evoluția taxonomiei psihiatrice și a criteriologiei și așa mai departe, despre evoluția inevitabilului DSM, Tratatul statistic diagnostic al tulburărilor mentale ale Asociației Americane de Psihiatrie, care este practic, cum spun mulți, Biblia psihiatrului contemporan, unde s-ar afla pe loc, și care au dus la, alături de, evident, cum spuneați, au trecut două rânduiri pe care le-am parcurs noi cei mai în vârstă, odată cu evoluția legislației. Este inevitabilă această perspectivă, pentru că, din punct de vedere procedural, cel puțin, dar și teoretic și conceptual, expertiza rezultă din legislație. Deci, de aceea, demersul acesta de expertiză medico-legală psihiatrică este extrem de interesant, pentru că este un domeniu interdisciplinar hipercomplex și care te obligă până la urmă să citești și drept și teoria dreptului, atât dacă poți să înțelegi ca neprofesionist, dar ca să înțelegi măcar abordările și terminologiile și, bineînțeles, diagnostic și diagnostic diferențial clinic-psihiatric. Evoluția, sigur că a fost strâns legată de evoluția din psihiatrie. Ea este, așa o spun și la rezidenți, o spuneam și la studenți, este până la 1980 și după 1980. 1980 este anul apariției Tratatului American de Diagnostic, ediția a treia, așa DSM-3 și ediția lui revizuită, care schimbă practic și înglobează la nivelul de atunci toate progresele teoretice și taxonomice și diagnostice, criteriologie diagnostică din psihiatrie. Problema psihiatriei a fost până atunci, și poate că și de atunci încoace, dar aș zice eu că din ce în ce mai puțin, faptul că de multe ori fiabilitatea diagnosticului psihiatric era pus sub semnul întrebării. Și asta inclusiv de medicii non-psihiatri, de medici în general. Sigur că există o diferență mare între capacitatea de a obiectiva o tulburare cardiologică sau chirurgicală și alta de natură psihiatrică, mai ales dacă ea este din zonele psihiatrice mai puțin, sau cum să spunem, mai pregnant, clinic manifeste, cum sunt tulburări de personalitate, care sunt un domeniu extrem de complex și care este furnizorul unei mari părți din cei care ajung la expertiza medico-legală psihiatrică sau altor tulburări de natură non-psihotică, deci nu marile tulburări psihice. Deci vreau să spun că de asta trebuie să privim totul ca mult diferit după anii 90, după anii 80, sfârșitul anilor 80-90, pentru că fiabilitatea diagnosticului psihiatric a cunoscut un progres extraordinar, la care se adaugă progresul înregistrat în metodele paraclinice și, în primul rând, vorbim aici de imagistică, de progresul și celelalte. Practic, psihiatria este o medicină aplicată la care derivă din medicina organică și care înglobează și conceptele și, în ultimii ani, mai ales modalitățile de explorare din psihologia clinică.
De asemenea, în ultimii 40 de ani, psihologia clinică a progresat foarte mult prin faptul că utilizează în prezent instrumente de evaluare și de cuantificare, de măsurare, nu, a comportamentului și a manifestărilor clinice din orice domeniu, extrem de perfecționate și de fiabile, scalele clinice, chestionarele și care sunt de diverse feluri și care de multe ori sunt strict necesare și care evident că au fost progresiv introduse și în evaluarea de tip medico-legal psihiatric. Și de asta vă spuneam că între anii 80, când am început eu practica medico-legală și cea de ultimii 10-15 ani, progresul este foarte mare. În prezent, expertizele conțin toate evaluările psihologice necesare care să fac în unele cazuri de limite în care e foarte greu să obiectivezi diagnosticul, mai ales că acest diagnostic trebuie obiectivat și va fi supus exigenței factorului judiciar, care este foarte sceptic cu privire la capacitățile psihiatriei de a evalua și trebuie să-l convingi, pentru că sigur că un procuror și un judecător nu este prea dispus să-ți privească cu, cum să spun eu, cu îngăduință argumentele în care demonstrezi că discernământul cuiva nu a fost în întregime exercitat sau că capacitatea psihică de a testa al cuiva nu este sau este integru păstrată. Și atunci acest probatoriu pe care îl oferă expertiza trebuie să fie extraordinar de bine fundamentat și obiectivat mai ales. Deci aș spune că progresul este în directă relație progresul, cum să spun, expertize medico-legale și relevanța ei în ultimul factor, care este cel judiciar, este strict dependentă de progresul acestor metode conexe cu care lucrează psihiatria clinică și care sunt folosite și în argumentația de tip folosit. Da, mai întâi mă bucură faptul că ați precizat piatra de hotar reprezentată de anul 1980, care marchează un eveniment medical, lucru care s-a întâmplat în psihiatrie și nu de o schimbare, de o rânduire. Știți că pe vreme se spunea înainte de 23 august 1980. De asta am și spus, legatul psihiatrie este înainte și după 80. Și după 80, da, deci 80. Nu are legătură și înainte legătură, de 89 s-a făcut psihiatrie de bună calitate, după cum s-a făcut medicină de bună calitate. În încheiere asta aș vrea să întreb mai întâi pe domnul profesor Octavian Buda și, în încheiere, și după aceea pe dumneavoastră, legat de problema discernământului pe care ați enunțat-o de fapt și care este un element cheie când vorbim de expertize medico-judiciare și cu ajutorul căruia, așa cum spuneați, trebuie convins judecătorul într-o argumentație cu procurorul. Deci, ceea ce nu e ușor, ați spus lucrul ăsta și de aceea aș insista asupra acestui element în încheiere. Cum se vede astăzi problema discernământului la bolnavul psihic supus unei expertize medico-judiciare? Domnul profesor Buda. Da. Această temă mare a discernământului, apropo de ceea ce s-a discutat până acum, inclusiv apropo de standardizarea esențială care a apărut în psihiatria anilor 80, se discută și s-a discutat amplu, inclusiv în acei ani, și trebuie neapărat să menționez lucrarea celor trei de la sfârșitul anilor 80, Virgil Dragu Mirescu, Octavian Hangan, Dan Prelinceanu, expertiza medico-legală psihiatrică, o carte, sigur, care a apărut la sfârșitul anilor 80, dar care este și astăzi un standard pe care îl citesc toți cei care se specializează în psihiatria judiciară. Și mi-aș permite să spun aici că, iată, legea sănătății mentale îi se datorează în mare măsură domnului
profesor Prelipceanu și această interrelație între discernământ, societate și măsuri juridice, repet, este, ca să spun așa, un punct de referință. Practic, infracțiunea este o faptă săvârșită cu vinovăție, care este prevăzută de legea penală și care prezintă pericol social. Aceste trei concepte structurează până la urmă acest aspect al discernământului. În legislația noastră, noi avem o faptă săvârșită cu responsabilitate, care este dimensiunea juridică, sau există lipsa de responsabilitate, respectiv irresponsabilitatea. De altfel am publicat și o carte pe un temă de genul ăsta. Rămân aceste cazuri complexe, care sunt undeva la limită, în sensul în care se optează în comisiile de expertiză psihiatrică pentru termen de discernământ scăzut. Pentru că există o boală care afectează sfera aceasta cognitivă de înțelegere a conținutului și consecințelor faptelor de natură penală și care au fost teoretizate, de exemplu, de profesorul Virgil Dragomirescu, care a fost profesor de medicină legală la IMR Mina Minovici. Ei bine, acum rămâne de văzut în ce măsură se poate implementa ideea responsabilității atenuate. Eu sunt unul dintre cei care au citit pe tema respectivă acest concept și undeva între a fi responsabil pentru faptă și deci a primi o pedeapsă penală corespunzătoare și a se institui iresponsabilitate care duce la aplicarea unor măsuri de siguranță, deci se constată o stare medicală în care se aplică aceste măsuri de natură medicală, deci instituționalizare psihiatrică, rămâne această problemă care nici astăzi nu este rezolvată niciunde în lume, aș putea spune, a faptului că discernământul scăzut implică o răspundere penală limitată. Cum se organizează această răspundere penală limitată este un aspect complex. Noi trăim astăzi într-o lume în care, sigur, că aspecte care țin de stigmatizare, instituționalizare, aspecte de identitate de gen devin extrem de nuanțate și vedem că și acest manual diagnostic și statistic, care a avut acea mutație conceptuală importantă la începutul anilor 80, se revizuiește și se updatează în mod continuu, tocmai datorită faptului că și valorile societății evoluează în timp. Domnul profesor Prelipceanu, în încheiere, care sunt concluziile noastre legate de acest aspect al discernământului? Fac două concluzii care derivă din ce a spus profesor. Da. Și de natură istorică, pentru că suntem la un moment istoric. Când am scris noi legea sănătății mentale, după 10 ani de tribulații în jurul subiectului, eu și încă doi colegi, Dumnezeu să odihnească, am folosit din plin legea echivalentă care exista în Franța, din care ne-am inspirat. Ce e cu legea asta? Era în 1990, era în funcțiune. Știți când fusese scrisă ea? În 1838, de către Eschirol, Falre și cred că Bayarge. Și a rezistat 130 și ceva de ani sau pâchie. Un an mai târziu sau doi ani mai târziu a fost adaptată, pentru că, așa cum am făcut și noi legea după recomandările OMS și ONU care erau legate de respectarea drepturilor omului, etc., și în 1990 subiectul în România ăsta era, mai ales în psihiatrie, despre asta era vorba, despre abuzuri și lipsa mai ales a unei legislații de protecție. Legea de altfel chiar așa se și cheamă, protecția persoanei cu tulburări psihice, etc. Deci vreau să spun că despre asta este vorba. Este vorba despre o evoluție care, iată, în Franța a luat un secol și jumătate aproape, dar care în acel secol a funcționat și a instituit și a standardizat niște reguli care au funcționat ca atare în societate, pe când noi le avem, iată, de 30 de ani și le folosim. Și asta, sigur că a schimbat
cu totul, inclusiv fața rapoartelor de expertiză, care astăzi, așa și încep, expertiza s-a desfășurat cu respectarea tuturor drepturilor, etc. Și încă un lucru pe care tot domnul Gros îl spunea, DSM se schimbă la fiecare vreo 10 ani. După ce se schimbă DSM, o să se schimbă și clasificarea internațională a bolilor psihice în domeniul psihiatric, ICD-ul, acum ICD-ul și pe care trebuie să apară după tot amânării consecutive. Deci vreau să spun că e vorba despre o evoluție continuă și la care suntem în permanență și noi legați și ca o noutate sau un fel de fapt care va fi proacă o nouă revoluție, se vorbește chiar de o nouă abordare, sunt chiar și critici ai foarte vehemenți ai abordării desemiste, tot american firește, de la Institutul de Sănătate Mentală Pendite de Sud de Sănătate, care e o instituție uriașă guvernamentală americană și care prevăd un alt tip de clasificare de criterii de diagnostic care să înglobeze cercetările cele mai fiabile din domeniul, din diverse domenii ale cercetării fundamentale, chiar de natură, cum să spunem, moleculară, dar care încă e doar o promisiune, care încă nu e realizabilă, dar că probabil în următorii 10-15 ani se vor realiza. Deci e vorba de un dinamism extraordinar și în felul acesta probabil că și relevanța expertizei psihiatrice judiciare va deveni mult mai mare și și conceptele se vor schimba, dar și practica ei se va schimba. Deci este o evoluție continuă care va schimba și ne va arăta ce distanță uriașă s-a parcurs în 30 sau în următorii 3, încă 20 de ani, cel puțin lumea asta pe care o cunoaștem noi de la noi din țară, în comparație cu, iată, aceste două sau trei secole de care vorbește domnul profesor în cartea domniei sale și care nu sunt decât niște o anticameră dificilă pe care, iată, au presimțit-o toți din acești psihiatri, își dădeau seama, realizau necesitatea evaluării din acest punct de vedere al interconectării dintre tulburarea de comportament, regulile sociale și, iată, pedepsirea sau nu a pacientului psihic, dar nu aveau instrumentarul științific necesar pentru a opera cu concepte așa cum avem în ziua de azi. Domnilor profesor, vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru această interesantă discuție și vă mai așteptăm în emisiunea noastră.